Ședința Consiliului Local din satul Topala, convocată pentru 10 februarie, nu a avut loc din motivul lipsei de quorum. Din cei 9 consilieri aleși, au fost prezenți doar 4. Nu este quorum necesar, adică sunt doar 4 consilieri. Ședința nu poate să aibă loc. Dar eu m-aș bucura să fi venit toți consilierii, sau măcar o treime din consilieri, ca ședința să poată avea loc. Ordinea de zi au știut-o, consilierii au știut-o ora. Potrivit primarului, ședința ordinară a fost convocată legal prin dispoziția sa pentru data de 10 februarie la ora 10, însă 5 consilieri locali în frunte cu fostul primar Ion Gribineț au înaintat mai târziu o solicitare de a desfășura ședința începând cu ora 9. Primarul a lăsat în vigoare începutul ședinței la ora 10, conform dispoziției, pentru că deja anunțase o parte din consilieri. Până la urmă, cei 5 consilieri s-au adunat la ora 9 și au discutat bugetul, iar restul consilierilor la orele 10. Consilierii din ambele tabere se învinuiesc de ilegalitatea acțiunilor, dar bugetul până la urmă nu este aprobat. La data de 3 dau alte dispoziții pentru a trece ședința la data de 11. Iarăși cu aceleași întrebări, cele mai stringente întrebări, aprobarea bugetului, fără de care nu putem activa anul acesta, anul care vine. Nu se prezintă, iarăși cei 5 consilieri nu s-au prezentat, sunteți martori mulți. Majoritatea ați fost și atunci nu s-au prezentat, tot așa ne-am despărțit. La data de 11, în aceeași zi, dau dispoziții pentru a se convoca Consiliul la data de 17. Iarăși cu întrebările cu bugetul. La data de 17, iar toți ați fost, nu s-au prezentat iarăși domnii în cauză, iarăși ședința n-a avut loc, iarăși ne-am despărțit cum ne-am întâlnit. Am avut preconizat pe astăzi o ședință Consiliului, adică după o dispoziție emisă de primarul localității, care practic cu singură întrebare aprobarea bugetului, deoarece suntem 9 consilieri în Consiliul actual, 4 am fost prezenți, 5 nu. Deci după lege, adică ședința este nelegală, ilegală. Prezenți la ședința anunțată au fost peste 30 de locuitori ai satului. Mulți din ei s-au indignat de amânarea ședințelor și neaprobarea bugetului pentru necesitățile localității. Ce drepturi au ei să ne încalce drepturile noastre? De câte luni de zile încearcă doamna primar un simplu lucru, să convoace ședințele pentru bugetul al asta, doar e o problemă strigentă pentru toată localitatea și în primul rând pentru dânsul care se socoate că este ales de majoritatea populației. Și ieși în fața oamenilor și spune-le chiar că eu vreau așa, dar doamna primar vrea așa și de atâta nu vreau eu să adică să votăm acest buget. El nu spune nimic și continuă, iată, uitați-vă, doamna primar de acum a spus, cât e timp nu se... și regret faptul ăsta. Vrem să facem sărbători, de exemplu, că vine sărbătoare de 8 martie. Să facem o sărbătoare pentru femeile din satul Topal. Dacă a să-mi permit timpul de afară să facem un concert ceva, să felicităm femeile, să ne oferim un cadou. Pentru asta trebuie mijloace bănești? Sigur că trebuie mijloace bănești. Deci sunteți interesat să fie primit bugetul și să activați? Sigur că da. Dacă n-a să fie întărit bugetul, n-a să activeze primăria în total. Nu că dacă scoate discoteca și biblioteca, gata, să fie în bugetul primăriei cu mult mai mult. După 7 încercări eșuate de a convoca ședința Consiliului Local privind aprobarea bugetului localității pentru anul 2016, locuitorii satului Topala rămân în așteptarea unei soluții. Satul Topala a devenit cunoscut în Republică ca unica localitate unde alegerile locale din 2015 au fost repetate, iar acum pot intra în istorie ca unica localitate care la mijloc de februarie nu are aprobat bugetul pentru anul 2016. Cea mai strigentă întrebare a noastră e aprobarea bugetului. Suntem unica primărie din Republică, suntem unica primărie care n-a aprobat bugetul. Și vă dați seama că nu putem activa fără buget. Primăria nu poate activa. Următoarea ședință a fost programată pentru marți, 16 februarie, orele 11.